Salutări și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi vom face un unboxing pentru acest nou model lansat de Umidigi și anume Umidigi A7 Pro. Model lansat în aprilie și în sfârșit astăzi a ajuns. A fost comandat de pe AliExpress și aveți un link în descriere dacă vreți să aruncați o privire. Cu delivery din Germania. Telefonul a costat undeva la 450 de lei, deci telefonul este unul de buget foarte ieftin. De altfel, acesta este și succesorul modelului de anul trecut, Umidigi A5 Pro. Ei împărtășesc aceleași procesoare și vin cu Android destul de curat și anume Android 10, cel puțin pe acest model. De altfel, acest model vine și cu un look foarte fresh, un look mai nou. Haideți să vedem ce avem pe cutie. După cum vedeți, este o cutie destul de simplă, nu prea mult de arătat, însă avem ceva specificații scrise pe cutie. Bun, deci avem Umidigi A7 Pro cu un CPU MediaTek 6763, este un Helio P23. Avem un Android stock Android 10 cu 4 GB de RAM și 64 de stocare. Două cartele SIM plus un micro SD pe aceeași tăviță. O baterie de 4150 de mAh cu încărcare la doar 10W. Avem un ecran de 6,3 inch Full HD Plus și un modul de 4 camere pe spate plus o cameră frontală de 16 megapixeli, după cum puteți vedea, suportă cam toate rețelele mobile. Haideți să vedem ce se ascunde în cutie. Bine, de fapt cutia a fost desfăcută înainte, am trecut prin setări să fie mai ușor de această dată. Avem acest leaflet în care ni se mulțumește probabil că am ales acest telefon, nu am citit-o. În cutie, de fapt, avem telefonul, ceea ce este cel mai important și vine cu această carcasă de protecție husă. Nu este una de silicon, este una cauciucată, destul de ok și nu atrage amprentele. Este super bine, nu mai trebuie să cumpărați alta. Puteți vedea, de fapt, pe spate modulul de 4 camere și vine cu un dual flash chiar aici, deci avem o lanternă mai luminoasă și fingerprintul care este pe spate. În cutie mai avem acest mic pachetel, arată ca o scrisoare, în care găsim această cheiță unde o să desfacem acea tăviță pentru a adăuga cartelele SIM plus cardurile de memorie și această cărticică în care vă decideți dacă vreți să o citiți sau nu. Aflați mai multe cum funcționează telefonul. Avem adaptorul care suportă încărcare la 10W, după cum am spus, încărcător european și avem și acest cablu USB tip C. Bun, asta a fost cu virgulă cutia. Și haideți să vedem cum arată telefonul. O să-i dăm folia aceasta jos încă o dată. Și de fapt și husa, ca să vedem tot spatele mai bine și ne și arată modulul de 4 camere și rezoluția fiecărei camere. Avem 5 megapixeli macro camera, avem 16 megapixeli ultra wide camera, avem 16 megapixeli primary camera plus o cameră de adâncime de 5 megapixeli. Butoanele de volum și butonul de power plus fingerprint scannerul pe spate. Desigur, ni se arată că tăvița pentru cartelele SIM este în partea aceasta. Haideți să-i dăm și folia jos. Bun, și cam așa arată telefonul, un telefon de buget la 99 de dolari. Arată foarte bine. Priviți-i spatele, culoarea Ocean Blue. Avem sticlă pe spate, avem sticlă pe față și avem și deja o folie aplicată pe ecran, deci nu mai trebuie să investiți în folie și în husă. Ce
și acesta e destul de ok. Deci, în partea aceasta avem tăvița și haideți să o și desfacem, să vedem ce ascunde acolo. Bun. Deci, avem suport pentru două cartele SIM plus un micro SD. El vine oricum cu 64 de memorie de stocare, ceea ce va fi destul de ok. Butoanele de volum plus butonul de power, în partea de sus nu prea avem nimic, în partea de jos suport pentru jack audio și USB Type-C suport plus acest speaker grill. Partea din față, haide să vedem, arată destul de ok. Am înregistrat deja amprenta și se deblochează nu foarte rapid, însă este destul de ok după cum puteți vedea. Ecranul îmi place, este destul de luminos, mărimea ecranului este de 6,3 inch în diagonală, rezoluția este una Full HD Plus și avem un display de tip IPS LCD. Avem de altfel pe față Cornila Gorilla Glass 4, ceea ce este destul de ok și va rezista destul de bine la zgârieturi. De altfel avem și această folie de protecție aplicată pe ecran. Grosimea telefonului pe diferite site-uri ar spune că ar fi undeva la 185 de grame, însă pe site-ul UmiDigi oficial arată o greutate de 212 grame. Deci rămâne să aflați, probabil să-l cântăriți dacă îl veți achiziționa vreodată. Grosimea este de 8,5 mm, ceea ce este destul de ok, aș putea să zic. Avem un frame de metal și nu se simte deloc greu în mână, este chiar confortabil și ca și design arată destul de ok, destul de premium, chiar dacă este unul de buget. După cum am spus, sistemul de operare este unul Android 10, destul de curat, după cum se poate vedea. Avem 4 GB de RAM plus 64 stocare, avem un chipset MediaTek Helio P23 pe 16 nanometri, iar GPU-ul este unul Mali G71 GPU. Bun, haide să rămânem în meniu. Avem sistemul, desigur este versiune globală, deci puteți adăuga chiar și română. Haideți să vedem unde este româna. Wow, o groază de țări. Bun, avem și română, avem gesturi, jump to the camera, prevent ringing, advance, system update, nu încă, digital well-being. Aici ne arată cât timp petrecem pe acest telefon și câte ore, minute stăm pe diferite aplicații. Avem Face Unlock-ul, ceea ce este super bine. Avem Account, Security, avem Fingerprint-ul pe care l-am înregistrat deja. Locația, stocare, sunet, display, bateria, cum am spus, 4150 mAh cu încărcare la 10W. Smart Navigation, avem gesturi. Putem selecta din trei diferite sisteme gesturi navigation, două butoane navigation sau trei butoane, le prefer pe acestea să fie în partea de jos. Trei degete să facem un screenshot. Hai, rămâi acolo. De fapt, delete. Bun, și avem și un nou feature pe acest A7 Pro, ceea ce este destul de interesant. Emergency Rescue. Deci dacă aveți un contact salvat în telefon și locația este activată, nu trebuie decât să apăsați în același timp pe butoanele de volum plus și minus pentru 1, 2, 3 secunde
și acesta va apela acel număr, va trimite adresa cu această locație unde vă aflați și, de ce nu, vă poate salva dintr-o problemă. Sper că nu prea nasoală. Bun, navigație, bara de navigație, puteți opta din mai multe module. Avem 4 la număr, prefer pe aceasta, apăsăm jos și deja trage meniul din partea de sus, ceea ce este destul de ok. Avem network, Wi-Fi, hotspot, deci puteți face hotspot cu acest telefon, puteți da internet către alte telefoane. Haideți să vedem ce este în partea de sus, Wi-Fi, Bluetooth, această lanternă este duală, ceea ce este super fain. Auto rotate, avem dark mode, da, super tare, mod avion, locație, cum am spus, putem înregistra telefonul, ecranul telefonului în timp ce faceți diferite task-uri, plus, ce mai avem, haideți să vedem, hotspot, culori inversate, data saver, night light, storage și așa mai departe. Bun, haideți să trecem puțin și pe la cameră, de ce nu? Haideți să mergem la cameră. Un meniu destul de simplu, video, slow motion. În partea de video avem EIS, shutter sound, microphone, video quality, full HD only, modul pictură, foto, 1x, 2x sau modul ultra wide. Și avem HDR-ul pornit acolo, avem AI, ceea ce suportă mai multe scene, până la 13. Avem modul portret și cam atât, este un meniu destul de simplist. Am făcut ceva fotografii, un fel de macro, pentru că putem face fotografii macro până la 3 cm. Ce mai avem aici? Nimic? Haideți să vedem. Du-te înapoi. Da, aici este un modul normal. Aici este modul ultra-wide. Și rămâne să descoperiți camera dacă vi-l veți cumpăra. Bun, acesta este un Midigi A7 Pro, noul model lansat de către ei. Și destul de ok. La preț 450 de lei este chiar bine, foarte bine și arată destul de ok, destul de premium, chiar și sticlă pe spate, pe față. Wow, deci super, super fain. Îmi place mult mai mult decât modelul de anul trecut, A5 Pro-ul și nu rămâne decât să-l descoperiți. Ok, acesta a fost unboxing-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă da, puteți să-i dați un like, puteți să vă abonați sau puteți să-l și share-uiți, de ce nu. Până data viitoare, nu pot să vă zic decât toate cele bune.